Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal în care astăzi vom juca PES 2019. Pentru început, dacă mă credeți acum, eu nici nu știu ce titlu să pun la episod, dar pentru început nu uitați like, share, subscribe, știți cum merge treaba. Jucăm PES 2019 Pro Evolution Soccer. Ok. Să intrăm la campanie, cam două înfrângeri și două victorii. Trei înfrângeri, pardon, scuzați-mă, și două victorii. Puteți vedea două victorii, două win-uri. Drone, adică de la drone, adică de la egal. N-am niciun egal, am două victorii și trei lose-uri. Lui, adică de la lose, adică ai pierdut. Deci, oh, am uitat să vă prezint echipa, dar vă prezint acum după ce dau next. Ok, uitați echipa mea. Handanovic în poartă, Jogomez, opa, ăsta ce caută aici? Hopa, hopa, hopa. Stai că nu e bine așa, Lengle, trebuie să fie Arden Varel, dar are roșu, că a luat cartelașul roșu tura trecută. Deci este Lengle, Diego Godin, Kyle Walker, după aia Luka Modric, Marco Verratti și Rajdan Nainggolan. După aia în față, probabil știți toți, Neymar cu Keita Baldé și cu Cristiano Ronaldo, vârful nostru de atac. Mergem la un nou joc, la un nou meci. Jucăm împotriva Barcelonei. Dar bineînțeles nu adevărata Barcelona. Jucăm pe Gengea, mi-am făcut și nou stadion Gengea. Mi-am pus numele. Jocul este foarte fain, nu toți îl pot instala de pe Magazin Play. Pentru eu l-am instalat pe Magazin Play, jocul este... Vă ia vreun giga, aproape cam un giga jumate, deci vă ia foarte mult, deci să nu credeți că este foarte puțin și șmecher. Toate că este șmecher și... O, Ronaldo în fața golului. Ronaldo! Bară! Și de pe linie! Pe linie cade mingea. Ce șut, ce torpilă prinde Cristiano Ronaldo. Iată că începem în forță aceste prime 10 minute. Așa și unde rămăsesem că... Jocul este scump, are și foarte șmecher. Odată ce te obișnuiești, este foarte, foarte șmecher. De la zi la zi vei crește pe acest joc, este foarte, foarte, foarte fain joc. Dar bine că ocupă și foarte mult spațiu, pentru că un giga jumate, deci 1500 de megabyte. Te se duci, trebuie să ai telefon performant, mă refer. Instalezi Ronaldo! În fine, noi să ne vedem de ale noastre. Luka Modric cu o centrare pentru Cristiano Ronaldo. Farfecă! Vai, mamă, ce farfecă! Farfeca lui Cristiano Ronaldo. Mamă, mamă, cum era să marcăm acum un gol din asta? Să fi dat atunci gol la torpila aia. Bară gol. What the fuck? Dries Mertens în poartă. Care prost l-ar băga pe Mertens în poartă? Că el e atacant. Hai să fim sinceri, e atacant la Napoli. Ok, acum pleacă pe pasa pentru Ronaldo. Bagă piciorul Jordi Alba în față. Să avem aruncare de la margine. Dați un like la acest video, să strângem 5 like-uri. Oh, este atent Jordi Alba. Dacă nu se ducea mingea la Neymar și nu mai rata de acolo acum. Oh, intervine Lenglet în ultima fază dacă nu pleca pe contraatac. Scăpa singur cu portarul. Diego Costa, dacă nu mă înșel, Saul pasează pentru Romelu Lukaku. Oh, pardon, nu Lukaku, nu. Oh, este offside, nu Lukaku. Oh, ce ratare are Lukaku! Ce ratare are Lukaku! Nu pot să cred așa ceva. Din fața porții Lukaku ratează cu poarta goală. Cred că asta va fi și titlul. Deci chiar nu știu ce titlu o să pun la acest video. Deci chiar nu știu ce titlu să-i pun și că vine vorba de titlu, noi trebuie să ne apărăm prin Saul Lukaku, nu mai ratează. Nu mai ratează Lukaku. Acum era și prea din prea să rateze, hai să fim sinceri, la care ratai din poziția asta, era prea din prea. Și mai am o rugăminte, tema voastră pentru astăzi.
Stai liniștit că nu mă refer la școală. Deci tema voastră pentru astăzi este să scrieți în comentarii cine credeți voi că va câștiga Champions League-ul acest an. Anul acesta. Cine credeți că va câștiga Champions League-ul? E unul League Barça, Juventus, Liverpool, Ronaldo, bară și gol! Gol! Autogolul lui Dries Mertens! Gol! Steaua! Ce gol! Ce torpilă Ronaldo! Mertens n-are cum să se mai opună acestui șut. Îi iese, îi ieșea plonjonul, doar că dacă nu este el portar, știi de ce l-a pus pe Mertens în poartă, în loc să pună adevăratul portar în poartă. Mertens a avut un plonjon foarte bun, a avut ghinion că mingea l-a lovit, deci din bară a venit în spatele lui. Deci nici nu te aștepți și dai gol. Și în curând va veni și noul episod cu trucuri cu cărți. 2, episodul 2. Verratti, câștigă Verratti duel la cap. Oh, se termină prima repriză. 1 la 1 între FCSB și FC Barcelona. Intrăm în cea de-a doua repriză. Oh, Lukaku, intră Lenglet acolo. Godin! Era să creștească Godin, noroc că este Modric acolo. Oh, dar ce pressing au adversarii noștri și uite că le costă acest pressing, îi costă enorm de mult. Ronaldo își prelungește mingea prea mult. Modric nu câștigă duelul la cap, Rafael Varane. Varan pasă pentru Lukaku este depozitat de Godin, dar nu cred că a fost fault la această fază. Chiar vreau să văd reluarea. Bineînțeles că reluare de unde, Kanji? Este acolo Joe Gomez, oh, și greșește și Chiellini și ne pune pe contraatac și ce pasă Ronaldo pentru Balde, care merge în fața lui unui nou gol. Unui nou gol marca de Keita Balde. 2 la 1, Steaua. Răsturnare de situație. Am fost conduși cu 1-0. Conducem cu 2-1. Ce bine, puteam să și pasăm în stânga la Neymar. Acest Keita Balde preferă să șuteze. Îl vede liber, vede colțul scurt liber și marchează. Îl învinge pe a doua oară pe care zic eu, la marcarea primului gol, chiar n-a avut nicio vină, deci nicio vină el. Pur și simplu a scos mingea, a avut ghinion că după ce a scos-o s-a dus în bară și din bară l-a învinit în spatele lui și pur și simplu n-a știut că se duce în poartă și aia era mor și este penalti. Este penalti, mi se pare că. Sau este tackling? Oh, ce tackling are Godina, crezi că se dă penalti? Oh, ce pasă Ronaldo pentru Balde! Balde, în fața golului! Balde, Neymar! Cum ratează Neymar! Dacă dădeam gol acum, mi era greu. Mi era foarte greu să mai cred că se mai poate întâmpla ceva. Uitați-vă cum ratează Neymar la 2 centimetri de stâlpul porții. Moftic, enorm de tare pentru că uime, conduceam acum cu 3-1 și mi era greu să mai cred că se mai poate face vreo minune. Și zic eu, maxim un gol îmi poate mai dădea, dar nici ăla. Era altă motivație în echipă. Altă atmosferă. Neymar pentru Ronaldo. Slab. Slabă această pasă și mi se pare că mai stau puțin și o schimb și pe Ronaldo. Chiar acum vă schimba. Pentru că nu că a făcut un meci foarte prost, chiar a oferit o pasă de gol pentru Balde.
Și la acel șut, bomba, bară, și de pe din bară a venit în linia porții și după aia a mai șutat o dată și atunci când și-a dat autogol Mertens Ochel, îl schimbăm pe Ronaldo, schimbăm și pe Balde cu Pedro. Pentru că vreau să am altă motivație. Aici îl vom băga pe Balotelli. Sau Rafinha. Da, îl băgăm pe Rafinha. Toți atacanții noștri, extremele și atacantul l-am schimbat. Sper să avem altă motivație în echipă. Nu vreau să-mi obosesc foarte mult, am foarte mult atacanții. Vreau să mai schimb, Marțial, ce greșește Marțial, putea să plece singur. L-am schimbat pe Ronaldo, Balde și Neymar Junior. Lukaku, pasă foarte bună pentru Fabregas. Fabregas. Centrează, da, și Aubameyang. Roata se rotește de la ocazia noastră la ocazia lor. Ia uitați cum ratează. Deci ia uitați cum scăpă. Aici mai în jocul ăsta. Că poate să scăpă în acea poziție, va arăta ea. Aici va... Da, dat galben lui Godin pentru intrarea asta. Trebuie să mai dă o dată reluare. Era prea simplu. Marțial pasă pentru Pedro, așa s-a dat și al doilea gol. Marțial, prea încetul. Ajunge mingea la Marțial, șutul lui Marțial. Oh, acum n-ai golan. Ok, am revenit. Saul pasă pentru Cech, Fabregas pentru Lukaku. Lukaku în fața golului, Lukaku, Romelu Lukaku. 2-2. Ce spuneam? Dacă marcam atunci era altă atmosferă în echipă. Dă faul, fratele meu. Uf, nu mai pot. Nici faul nu mi-a dat. Nici și mă termin și egal. Nici să nu mai dea un gol acum în ultima fază. Lukaku, Fabregas. Este depozitat și se termină. 2-2. Mai jucăm un meci. Obligatoriu, trebuie obligatoriu să-l câștigăm. Dar ca să-l câștigăm, eu zic să dăm la un event. Ok. Event mood. Versus Liga Nos Club. Sau la... Să fie un pic mai greu. Aici am jucat mai mult. Oho, am ajuns la 4, din ce în ce mai greu. Top player este acel jucător. Am intrat și în meci. Jucam cu o echipă din America de Sud. Antofagasta, n-am auzit de ea. Plus de asta nici nu este în continentul nostru. Ok, este top player, deci trebuie să avem mare grijă, mare grijă. Oh, Ronaldo, ce pasă frate de Neymar pentru Ronaldo. Ok, deposedăm foarte bine acolo, Nainggolan, ba nu, pardon, scuzați-mă, nici nu mai știu cine a fost, ah, Balde. Bă, Balde, abia am început meciul, eu înțeleg de ce ești așa obosit. Of, nu pot să fac absolut nimic, nu știu de ce. Nu mi-a ieșit nicio pasă până acum. O, ce fel combină americanii.
Oh, și plecăm pe contraatac, N'ai Golan! Băi, N'ai Golane. Și ce te-a mai lăudat într-o zi, N'ai Golan? Noroc. Noroc că l-avem pe Godin în apărare. Oh, și ce pasă pentru Balde? Balde, hai Balde că poți. Da. Am înțeles de ce s-a oprit atunci el din mers. Hai Balde. Dă-i, bă, ne-a mai tare. Pan, n-ai mâncat azi. Pasă pentru Duma. Centrează, este Vrij acolo foarte bine. Și declanșăm contraatacul. Nu. Pierdem foarte ușor. Oh, Jogomir trebuie să aibă grijă și are. Ronaldo pasă pentru Balde, foarte bună această pasă. Balde pentru Ronaldo, este Neymar. Ce a încercat acolo Neymar? Neymar creată în... Vine să te scot din lot, pur și simplu. Oh, pasă pentru Ronaldo. Ronaldo. Bă, parcă nimeni, bă, nu a mâncat azi. Deci uitați-vă și voi că eu eram să-mi dau autogol. Deci am și eu niște jucători de tot rahatul. În unele momente. Mă refer că în viața reală așa e cu totul și cu totul. Altfel, oh, Verratti, ce fel, trece Verratti acolo. Cere Balde, cere acum Ronaldo. Pasă pentru Ronaldo, foarte bună. Ronaldo este offside. Nu cred. Bă, nu cred. Un pic, mă, un pic, un vârf de gheată era. Un vârf de gheată. Ronaldo pentru Balde, foarte bună această pasă. Balde cu șutul. Eu zic că a fost egoist la faza asta Balde, pentru că putea să-i paseze lui Ronaldo. Era singur, singur, uitați-vă la Ronaldo. Era singur Ronaldo. Eu înțeleg de ce a preferat să șuteze. În fine, avem corner și mi se pare. Jucăm scurt la Kyle Walker. Walker cu centrare pentru Modric. Și Stefiro, da. 0 la 0 la pauză, fraților. Trebuie să mă grăbesc eu cu filmat, că am filmat deja foarte mult, prea mult. Și trebuie să mă grăbesc eu cu filmatul, pentru că am rămas în urmă cu 2 episoade, trebuia să filmez partea a doua din... Dar, sau de fapt, ia stai un pic, că eu trebuie să mă uit întâi pe... Să văd dacă am făcut 5 like-uri pe, la canalul cu... La postarea aia cu... Cu acel truc cu cărți. Dacă facem 5 like-uri, vă mai arăt unul foarte, foarte bine. Foarte bine făcut trucul și nimeni nu și-ar da seama din prima. Chiar nimeni, dacă nu îi le explici. Modric, ce recuperare are? Modric! Nu cred, băi, Modric, nu cred. Cum ratează Modric? Cum ratează Modric? Recuperează Kyle Walker. A înaintat și Walker până la mijlocaș central, nu cred. De la fundaș dreapta la mijlocaș central. Oh, ce pasă dă acolo Balde, nu înțeleg ce pasă. Și acum să vedem ce facem în apărare. 3 contra 2. Oh, pasă pentru Hernandez. Verratti la N'ai Golan și acum avem șansă. Dăm din prima. Dăm din prima ca proști și nu. Nu, nu-i bine deloc Flores. Bine, bă, Handanovic. Bine, bă, Handanovic. Bravo.
Oh, pasă pentru Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Sui! Gol Cristiano Ronaldo! Ce torpilă prinde Ronaldo! Nu te mai iartă Ronaldo de acolo! Nu te mai iartă! Ia o pasă! 1 la 0 cu un top player. Jucăm cu versus top player, gândiți. Oh, recuperează Verratti și putem declanșa al doilea. De fapt, mai multe contraatacuri am avut și l-am ratat. Parada pentru Salas. Nu cred. Dăm un gol, dau gol. Deci dăm un gol, dau gol. Deci când noi dăm gol, atunci se trezește și el să dea gol. Oh, ce pasă pentru Ronaldo. Puțin prea înceată, dar a fost bună pasă. Am încercat bine parada, parada. Oh, pentru Lete, pentru... Nici nu mai știu cine e acel jucător. Oh, și este penalti. Băi, Gomez. Băi, deci nu spune că este penalti, atâta tot. Da, eu zic că a fost penalti. Sau poate este lângă marginea... Nu, este penalti. Fai de capul meu, dacă îmi dă gol acum... Mi-a dat gol. Bineînțeles. Deci acum trebuie să atacăm mai tare ca... Ca orice. Deși nu mai avem șanse. Cam eu spun că totul se termină aici. Pierne cu 2-1. Aia e, facem un egal, pierdem un meci, luăm un roșu acum în ultima fază ca proști. Galben, am scăpat. Prinde Handanovic, dar degeaba. Degeaba. Degeaba jucăm. Fine, fraților, aici se termină episodul. Dacă strângem la acest episod magia cu cărți, dacă strângem la trucuri cu cărți explicate, dacă strângem 5 like-uri, v-am spus, continuăm acea serie și voi face și partea a doua din aia, din magia cu cărți, din trucuri cu cărți, dar până atunci mă pregătesc pentru următorul episod de FIFA Mobile. Cu voi astăzi a fost Sorin, nu uitați de like, share, subscribe, să strângeți la acest video 5 like-uri ca să mai continuăm. Pe asta a fost Sorin și până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!